Salut! Am să vă arăt în acest tutorial cum să faceți această brățară în zigzag. Aveți nevoie de 8 tațe, pe aproximativ 1 metru lungime, și eu le-am folosit pe toate de culori diferite. Ok, vom începe din stânga cu primele două ațe și vom face un nod înapoi, înainte. Le las deoparte și le iau pe următoarele două și voi face un nod înapoi, înainte. Următoarele două, un nod înapoi, înainte. Și cu ultimele două, tot un nod înapoi, înainte. Le las pe prima și pe ultima deoparte și apoi le iau pe următoarele două și voi face un nod înainte. Le iau pe următoarele două și fac un nod înainte. Și ultimele două, un nod înainte. Le iau și pe prima și pe ultima și voi face din stânga de tot, cu primele două, un nod înainte. Le iau pe următoarele două și fac un nod înainte. Următoarele două, un nod înainte. Și cu ultimele două voi face tot un nod înainte. Las pe prima și pe ultima deoparte. Și voi face un nod înainte. Cu următoarele două un nod înainte. Cu următoarele două un nod înainte. Le iau și pe prima și pe ultima și voi face un nod înainte, înapoi. Cu următoarele două, un nod înainte, înapoi. Cu următoarele două, un nod înainte, înapoi. Și cu ultimele două, tot un nod înainte, înapoi. Le las pe prima și pe ultima deoparte și voi face un nod înapoi cu primele două. Le iau pe următoarele două și voi face un nod înapoi. Cu ultimele două voi face un nod înapoi. Gata, asta este. Sper că ați înțeles și sper să vă placă acest model. Mult spor!